Pacea Domnului nostru așezată peste noi toți. Vom citi din Biblie un verset. Este scris în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apocă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Vă invit să vă reașezați. Da, tineri, în această dimineață sunt onorat să pot să fiu prezent aici împreună cu voi la acest eveniment, la această întâlnire. N-am venit singur, am venit împreună cu un grup de tineri, Biserica Emanuel din Sibiu, din părțile noastre uh, și am venit cu gânduri buni. Da. Uh, aș vrea întâi de toate să vă salut pe fiecare și apoi să mulțumesc lui Dumnezeu pentru întâlnirea noastră și pentru perspectiva aprofundării acestei teme. Sigur că cineva ar putea să spună: Dar ce e cu tematica aceasta? Uh, Oarecum stranie. Vina aparține fratelui Andrei. <laughs> Acum am glumit pe când am spus că aparține lui. E comună. Vorbind între noi cu privire la ceea ce ar fi bine să aprofundăm la întâlniri ca acestea, mi-a sugerat că e nevoie, e înțelept, să reflectăm asupra acestor orientări mai noi care au apărut în sânul bisericilor neoprotestante, orientări care nu mai sunt nici de natură penticostală și nici chiar de natură carismatică, ci trec dincolo de ceea ce știam că sunt bisericile carismatice în urmă cu 15 ani, spre exemplu. Unii dintre voi, pe vremea aceea, erați uh, prea mici ca să uh, puteți, să fi putut observa particularitățile acelea. Uh, voi începe prin a vă spune câte ceva uh, despre... Uh, nici nu știu cum să zic mai bine. Vorba unui moldovian, mă tem că mă veți înțelege corect. Da. Eu am întors la Domnul în 1991. Am venit dintr-o familie de credincioși Ortotoși, tata încă nu era întors la credință, mama se întorsese la Domnul de ceva timp, fratele meu se botezase în apă chiar în toamna acelui an, urmând ca spre sfârșitul toamnei anului 91 să mă botez, să fiu și eu botezat în apă. Unchiul nostru este preot ortodox în biserica din localitate. În data de 9 noiembrie 1991, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o experiență pentru mine de neuitat, o experiență care mi-a marcat profund și irreversibil. Atât uh, trăirea creștină, cât și înțelegerea. Practic, acolo s-au așezat bazele. Uh, a fost un moment de mare bucurie. Domnul m-a cercetat la seara aceea de rugăciune și uh, mi-a dat botezul cu Duhul Sfânt. Am vorbit în alte limbi, nu pot să intru acum în foarte multe detalii și nu pentru că n-aș fi liber să vorbesc despre ele, dar sunt în plan altele și altfel de a folosi timpul. Uh, în vremea aceea, acolo, uh, era o mare trezire spirituală între tineri. Uh, vă dați seama că și eu eram mai tânăr atunci. <laughs> Aveam uh, 17 ani împliniți, mergeam pe 18 ani, eram de cu unii dintre voi. Ne duceam la rugăciune aproape în fiecare seară. Ne rugam Domnului până târziu, Dumnezeu ridicase dintre noi cu dar de prorocie. Uh, Țin minte că notam într-un caiet, păstră și acum caietul acela, toate profețiile care uh, ni se dădeau. Și acum, rememorând, torcându-mă la acel caiet, văzând ce ne-a vorbit atunci Dumnezeu, dau seama cât de profundă și de clară era călăuzirea Duhului, pentru că au fost avute în vedere în acele mesaje, nu doar chestiuni care se întâmplau în loc cu pricina sau în contextul cu pricina, ci și chestiuni cu bătaie foarte lungă pe care le regăsesc acum în slujirea mea. Și mă bucur să mă uit la ele și să văd cum Dumnezeu a pregătit din vreme și a vorbit din vreme despre acestea. Poate odată când o să veniți la Sibiu, așa, sau sunteți în trecere pe acolo, pe la biserică, și o avea cu mine caietul acela, o să vi-l arăt. Da. Vă încurajez și pe voi, dacă aveți mesaj așa din partea lui Dumnezeu, Scrieți-l undeva. O să treacă timpul și o să vă întoarceți cu bucurie uh, la ceea ce va vorbi Dumnezeu atunci. Uh, am văzut cu ochii mei miracole. Dumnezeu a făcut vindecări uh, supranaturale. Biserica din Sibiu, am văzut în atâtea rânduri asemenea miracole, lucrări făcute de Domnul. Spre exemplu, într-o dimineață, uh, a trecut ceva vreme de atunci, uh, o femeie. Uh, Elisabeta o chema, o chema pe Dumnezeu, avea niște probleme serioase cu picioarele, se ajuta tot timpul de cârje, pe scările bisericii, era asistată de cineva ca să o ducă până sus și stătea acolo pe scaun. Uh, ori de câte ori era rugăciune, ea se ruga pe scaun, că nu putea să stea în picioare. Dar la încheierea unei timp de rugăciune, o oră de rugăciune, Elisabeta noastră era în picioare. Și când a spus fratele păstor, fratele Iosif, vă rog frumos să vă așezați jos, că urmează să uh, bueno, continue uh, timpul de închinare cu altceva, Elisabeta noastră nu se mai pujos. jos. Și fratele Iosif așa, ce stai jos, sor. Ce mulțumesc, frate Iosif, am stat destul jos. Acum Domnul s-a atins de picioarele mele și uite că stau în picioare și-s vindecată. Fost acolo doi bărbați, care au confirmat în dimineața aceea că ei au adus-o în adunare. Asta s-a întâmplat undeva prin 2006-2005, ceva în perioada, cam în perioada aceea. Mai nou, Dumnezeu a lucrat vindecând, de exemplu a venit un bărbat cu probleme serioase de sănătate și a cerut să-i se facă ungerea cu un de lemn, rugat pentru el chiar în ziua de Crăciun. Și apoi s-a dus acasă, și a spus soție, eu sunt vindecat, dăm mâncarea aia care vine, nu contează acum nici un regim, vreau să subliniez faptul că m-a vindecat Dumnezeu. Soția lui a zis, e sigur? Și știi bine ce se întâmplă dacă n-ai cu regimul. Și așa sunt sigur. Nu ne-a spus nimic până la sfârșitul lunii ianuarie, anul acesta. N-a zis, e testat de acum. Dumnezeu s-a atins de mine. Deci, de ce vă spun, vă spune Nelo, da, ce e cu această introducere, cu această deschidere? Care e legătura? Legătura o să o facem foarte, foarte repede. Din partea mișcării carismatice radicale, există această observație că bisericile sunt moarte și sunt guvernate de duhuri de religie care împiedică lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul lor. Și că aceste biserici au nevoie de eliberare. Și că misiunea lor este să ne elibereze. Da, Asta e problema. Da. Acum, voi sunteți tineri credincioși, îl cunoașteți pe Dumnezeu, aparțineți unei comunități, a unei biserici și, cu siguranță, ați avut parte de experiențe cu Dumnezeu până în momentul acesta. Ceea ce vorbim în această dimineață, pe marginea acestui subiect, îmi doresc să fie și un semnal de alarmă, pe de o parte, pe de altă parte și o cercetare, o înțelegere a orientărilor actuale din creștinismul neoprotestant contemporan și, pe de altă parte, de ce nu, și un prilej de creștere spirituală pentru noi, pentru toți. Domnul să ne ajute să ne binecuvânteze. Uh, dacă ar fi așa succint să răspundem la întrebarea de ce cercetăm această învățătură, pare rău, textul meu este mic uh, și uh, numai ochii de vultur nu, pot să vadă până acolo. Dar pot să vă pun la dispoziție acest PowerPoint și îl puteți uh, cerceta după aceea cu atenție. Uh, de ce analizăm această învățătură? Mișcarea carismatică radicală sau noua reformă apostolică, cum se mai spune, The New Apostolic Reformation. În primul rând, Domnul Isus și Apostolii ne-au învățat, ne-au atenționat că trebuie să ne păzim de învățăturile greșite, de rizile nimicitoare. Apoi suntem învățați în scriptură că mântuirea noastră depinde de învățătura pe care o urmăm, de convingerile pe care le avem. Este foarte, foarte important lucrul acesta. În general, Biserica s-a confruntat în cursul vremii cu două uh, fronturi de luptă. Unul este din exterior, și de regulă pe frontul acesta a venit ideologia seculară, cum mai numește Pavel chipul viacului acestuia, presiunea din partea culturii sau poate chiar persecuția, asta a venit din afară. Din interior. Problemele cele mai multe care au apărut au fost pe, front, pe frontul ereziilor. Învățături nimicitoare care din interior au încercat să compromită sănătatea bisericii, sănătatea credincioșilor. Mă având în vedere această realitate, e nevoie să ne apropiem de această temă. O să împărțim în două. Prima parte deja este începută, apoi o să fie un pic de pauză, dacă nu s-au răzgândit frații. Uh, și noi oricum intrăm în pauză. <laughs> da. Și după aceea o să mai avem încă o sesiune, și probabil că printre acestea o să presărăm și momentul de dialog. Să intrăm în detalii. Uh, ce vom aprofunda uh, la uh, această întâlnire? În esență, patru lucruri vom uh, sublinia. Primul rând, uh, trebuie să definim noua reformă apostolică despre ce este vorba. Ce o fi această mișcare carismatică radicală? Apoi va trebui să aprofundăm un pic legat de felul în care a apărut și a evoluat, eventual poate foarte scurte discuții, și despre cât de prezentă este în România, ca apoi să intrăm mai adânc, sublinind caracteristicile doctrinare. Ale acestei uh, mișcări, prin ce se caracterizează ea, ce o caracterizează, și aici o să subliniem 10 particularități de învățătură. Și, în final, vom vorbi despre practici, și manifestări neobișnuite în închinarea publică, adică în serviciile publice, ale acestei mișcări. Bun, cam acesta este meniu. Uh, Haideți să. Uh, îl servim acum. Da? Așa. Ce este noua reformă apostolică? Ce e cu această mișcare? Această mișcare a apărut prin anii 1980 și reprezintă, îi reprezintă pe acei credincioși evanghelici care nu se identifică nici cu bisericile pentecostale, clasice, nici cu bisericile carismatice, ci ei sunt altceva. Această nouă reformă apostolică se pretinde a fi a cincea ramură din creștinism. Avem catolicii, ortodoxia, protestantismul clasic, și aici în protestantismul clasic sunt reformații, luteranii, calviniști, metodiști, prezbite în sfârșit, o mulțime de uh, grupări din acestea. Apoi avem mișcările uh, penticostale, biserica penticostală, penticostalismul, a patra ramură și a cincea ramură se consideră a fi aceasta New apostolic reformation. Cel puțin e așa se revendică. Nu se identifică cu niciunii din ceilalți. Ei vor să fie sublinează că sunt ceva separat, aparte. De ce se numește noua reformă apostolică? Se numește așa, în primul rând se numește apostolică, pentru că liderii acestei mișcări consideră că ei sunt chemați să restaureze oficiul de apostol, oficiul apostolic, care a fost pierdut de biserică. Și acum, prin această mișcare, oficiul de apostol este reactivat. De aia o să auziți că ei au apostoli. Apostolul Bill Johnson. Apostolul Chris Oiachilume. Și o să apară în curând și cu numele românește. Da. Se numește Nouă pentru că își propune de, de, mișcarea aceasta consideră că Uh, ei reprezintă noua eră apostolică, ridicată de Dumnezeu la sfârșitul viacurilor, înainte de venirea Domnului nostru Isus, în vremea de pe urmă, și această nouă uh, mișcare, nouă reformă, va fi atât de amplă, încât nu va putea fi comparată cu nimic din ce a fost înainte, cam așa se numește nouă. Și se numește reformă, pentru că își propune să reformeze radical drumul bisericii, printr-o reformă, mai amplă, profundă, chiar decât a făcut-o reforma lui Martin Luther. De se numește Noua Reformă Apostolică. Acum, se pretinde că peste biserici, peste denominațiuni, peste creștinii din toate adunările, denominațiile, se găsește un duh de religie care controlează niște puteri demonice, care lucrează prin aceste duhuri de religie și care ține biserica închistată. Și că această nouă reformă apostolică are ca funcție să elibereze, să elibereze creștinii de ce s-a întâmplat. Nu? Frumoasă declarație de viziune. Un scurt istoric, Peter Wagner, este un profesor american, Uh, a locuit în California, profesor de misiologie la Fuller, uh, Fuller Theological Seminary în California, în Pasadena, am fost acolo, am vizitat școala aceea. Uh, omul acesta nu mai este în viață acum, susține că în biserica protestantă, să zic așa, există trei valuri mari. Primul val, este mișcarea penticostală clasică și asta au apărut până la 1900. Din mișcarea aceasta ne revendicăm și noi. Valul al doilea este mișcarea carismatică. Sub influența bisericii pentecostale, în sânul bisericilor istorice, cum ar fi mai ales biserici catolice, romano-catolice, din America, din Europa, din Brazilia, din multe alte părți ale lumii, în sânul acestor biserici romano-catolice și altor confesiuni creștine, au fost metodiști, de exemplu, sau prezbiterieni, sau alte mișcări, a apărut o mișcare de trezire spirituală, care prelua idei din biserica pentecostală fără să părăsească aceste biserici. Și așa au apărut catolici, care vorbeau în limbi, potezați cu Duhul Sfânt, cu prorocii, și astea se numeau biserici carismatice. Uh, o vreme, și aici se împart în două, o parte au rămas în sânul bisericilor lor. Niciodată n-au părăsit bisericile și n-au -au numit altfel decât ce era confesiunea lor înainte. Dar după o vreme, bisericile acestea, sau parte dintre ei, s-au organizat în organizații non-denominaționale, non, non biserici care nu neapărat se revedicau ca aparținând de cineva. Asta a fost mișcarea carismatică. Valul al treilea, se numește Noua Reformă Apostolică și aceasta apare după 1980. Peter Wagner, despre care am spus, susține că această mișcare aici își are rădăcinile. Peter Wagner nu poate fi numit fondatorul acestei mișcări, dar e unul dintre cei care s-au ocupat cu studiul ei și cu organizarea ei, și de la el vine și termenul de New Apostolic Reformation. Da? Rostul lui în, în, în uh, uh, mișcarea aceasta poate fi aprofundat. Uh, care ar fi originile? De unde vine mișcarea aceasta? Uh, frații mei, e bine să știm și un pic de istorie aici. Că dacă suntem informați și tinerii creștini trebuie să fie informați, nu o să putem fi ușor duși de colo încoace uh, cum ar vrea unii să facă. E bine să fim informați. Uh, există cel puțin trei rădăcini ale acestei mișcări. Asta nu spun uh, prima dată eu. Asta este preluată din literatura care se ocupă cu cercetarea acestei mișcări. O primă mișcare se numește așa-numita mișcare ploaia târzie sau later Rain. O mișcare care a apărut în uh, Canada. Nu știu dacă ați auzit de William Branham. De Branham ăștia, ați aflat? Ați auzit? Ei botează numai în numele lui Isus. Deci se găsesc până și în zilele noastre. Ei, această uh, mișcare, așa numită mișcare ploaie-târzie, ea începe cu William Brown, au fost de mai mulți, nu numai el, acum cităm câțiva, uh, ei s-au remarcat printr-o doctrină foarte interesantă, un pic o să vorbim noi despre ea, este așa numită doctrină a arătării fiilor lui Dumnezeu. Ei vorbesc despre sămânță dumnezeiască. Dumnezeu are niște fii a al lui, aleși, și dacă mergi înapoi, poți găsi adn spiritual. Deci, condiții. Antropologia este definită în termeni religiei. O poveste, o să revenim un pic, un pic asupra ei. Da. Uh, poate că ați auzit uneori zicând sămânță dumnezească. Noi suntem sămânță dumnezească. Noi suntem fiii lui Dumnezeu din vreme de pe urmă. Acolo e doctrina asta. Ca tineri penticostali putem fi ușor aduși în confuzie datorită unor termeni pe care folosim și noi, dar cărora le dăm alt conținut. Asta e. Vorbim aceleași vorbe, dar unul înțelege una și altul înțelege alta. Și atunci e important să precizăm limbajul, să știm despre ce este vorba. Dacă auziți, de exemplu, la neocarismatici, credem în botez cu Duhul Sfânt. Și ce înseamnă pentru ei? Nu ce înseamnă pentru noi. Înseamnă altceva. Da? Primim la convertire și acolo și gata, toată lumea botezată cu Duhul Sfânt de cum s-o pocăit. Și aceste manifestări sunt ele, cercetări, umplerea ale Domnului, da, nu, botezul e pentru toată lumea de când s-a făcut creștin. Avem apoi o altă mișcare, de data asta, mișcarea aceasta apare în Statele Unite, se numește Kansas City Prophets. Această mișcare uh, apare și ea tot prin anii 1980. Uh, e o mișcare de uh, trezire, nu știu cum să o numesc exact, Uh, și în același timp cu excese mari, deci au început pe fondul unei treziri și au continuat uh, derapând în niște practici care au fost amendate serios. Spre exemplu, Bob Jones, uh, despre care citim acolo, zice că pe când avea șapte ani, acolo în Kansas, s-a dus pe un drum prăfuit și o găsit, știu găsit pe acolo și uh, un sul, ceva revelații și după aceea a revenit asupra lor când era mai uh, la maturitate și cum a revenit la tăblița aia pe care o ascuns el când era copil, a venit peste el Duhul Profetic și acum este proroc și spune și are, face revelații din partea lui Dumnezeu peste oameni, uh, lucru cu totul, cu totul noi. Nu e vreme să intrăm în toate detaliile acestea, dar aceste mișcări au fost la bază. Bisericile s-au distanțat de astea, le-au amendat foarte serios, au considerat rezii la vremea aceea. A fost apoi așa domnita Toronto Blessing. Ți-au auzit de Toronto Blessing? Această mișcare este mai populară decât primele două. Ea a apărut în Canada. În uh, Toronto, de aia și Toronto Blessing, chiar aproape de aeroport, o biserică păs păstorită de John uh, Arnold. omul acesta, în, în biserica aceasta, sub influența uh, lui Randy Clerc, care o, o, o a fost și până în România, s-a da, uh, pornit această uh, mișcare care este caracterizată prin niște uh, manifestări ciudate. Râsul Sfânt. s-au auzit de Râsul Sfânt? Deci, efectiv, oamenii explodează într-un râs necontrolat pe care îl consideră și pune pe seama Duhului Sfânt. Spre exemplu, Randy Clark spune că a ținut o predică despre iad. Și zicea el despre iad și cum o să ardă și în iad, deodată Duhul s-a coborât peste adunare și toți au început să râde. Și cum zicea el, râdeau mai tare și mai tare și mai tare, până pe jos au căzut râzând. Și asta a fost o cotită trezire spirituală. Căderi pe spate, aceste, cum, iar, nu sunt mai familiare, apoi au fost răgnete, țopăituri, sărituri, alergat prin sală, scuturături, un fel sau de altul, și mai particular că, dintr-o anumită perspectivă, aceste manifestări le regăsești și în unele texte din Scriptură, dar unele, nici poveste imitarea sunete de animale, sunetelor de animale, animalice. Grohăi, de exemplu. Ceea ce e manifestarea Duhului dacă face ca un porc, latră ca un câine, răgnește ca un leu, piuie ca un pui de găină, miaună ca o mâță. Deci sunt înregistrări. Cercetarea asta pe care am făcut-o nu e așa acolo, hai, gata să zicem ceva. Mi-a luat luni bune ca să aprofundăm tema aceasta și uh, am făcut-o cu responsabilitate. Dacă mergeți pe YouTube și puneți Toronto Blessing, o să vedeți înregistrări de pe vremea aia. O să vedem. Poate că după pauză ne uităm la un video, două, nu prea multe, ca să nu ne infectăm. <laughs> Așa. Ok. Deci, astea au fost originile. Cum a apărut, ce s-a întâmplat... Uh, N-aș insista aici foarte mult. Uite, eu am luat cu mine o carte. Uh, asta se numește uh, În eu Apostolic, Reformation, e o întrebare. Este o carte care evaluează biblic mișcarea. După mea, este una dintre cele mai bune. Uh, este scrisă de doi autori, au lucrat împreună, mai sunt multe altele. Uh, de preferință, n-am vrut. Acum asta ca metodă, să-mi fie cu scuze, deși e bine să-i aminte la orice critică. Dar n-am vrut să plec prea mult urechea spre acei autori care au criticat mișcarea neocarismatică, dar știu că ei nu cred în miracole, nu cred în botez cu Duhul Sfânt, nu cred în darurile Duhului Sfânt, ei sunt cesaționiști. Păi că tot așa de critică și pe noi. Ce poze? Ne pun într-o aceeași oală, cu toți având duhurele. Și atunci mi s-a părut că e cu minte, cu rezerve, cu foarte multe rezerve, se iau aminte la ce au de spus. Ei, dacă când am găsit autori peticostali, teologi peticostali, oameni prin care Dumnezeu lucrează cu miracole, ei, ce-au zis oamenii ei, m-am gândit că e bine să fie analizat cu mai multă atenție. Da? Cartea asta e cam din spectrul acela. Bun. Uh. Cum a apărut mișcarea? Am zis că pe 1980 se întâmplă ceva. În Statele Unite apare în asociere cu bisericile nendominaționale, așa numite biserici independente. Deci, grijă mare. Bisericile independente, într-o formă sau alta, sunt vulnerabile. Într-o formă sau alta. Uh, undeva, mai devreme sau mai târziu, se va simți nevoia de asociere. Și te asociezi disponibil disponibil. Și așa apar aceste probleme. Uh, ieșite din rândul bisericilor mamă, aceste comunități s-au adunat împreună și au făcut cercuri. Petru Wagner, sau Peter Wagner, în 1996, a organizat o conferință în California, uh, străbute acolo detalii, la conferința aceasta au participat vreo 500 de lideri evanghelici. Cu ocazia acelei conferințe s-a așezat bazele, s-a folosit terminologia și s-a zis avem o mișcare pe care trebuie un pic să o organizăm. Și în consecință au apărut organizații, a apărut sărășii înainte, de acum ele sunt cristalizate mai bine. A fost și o traducere, o traducere a The New Apostolic Reformation, se numește The Passion Translation, scris, tradusă de Brian Simpson. E o parodie, nu traducere, un fel de în sfârșit, nu vreau să o compar cu nimic, a intrat serios în critica bibliștilor și nu este de luat în seamă ca traducere serioasă. Așa. Uh, au apărut apoi organizații internaționale. Am trecut acolo câteva dintre ele. Cele mai multe sunt în Statele Unite. Uh, poate cele mai cunoscute printre noi și la nivel mondial ar fi Battle Church Reading California de Bill Johnson, probabil că ați auzit. Chris Wollonton, Musai, că a fost și la Cluj. Da. Uh, Heidi Baker, umbla pe la Arad uh, și pe la Timișoara. Și, sigur, uh, avem apoi uh, Harvest International ministri. a nu se confunda cu Harvest, Chicago, că asta este linie baptistă, asta este a lui An din California, Uh, mai există cu numele acesta Harvest și mișcări prin America Latină. Avem în uh, Africa uh, The Celebration City. Uh, nu, am, am greșit. Nu. Christ Embassy. Asta este în Africa. Și altele. Nu intrăm în detalii că uh, risipim multă vreme aici. În spațiul românesc există influențe. Avem poate printre primele, nu știu dacă neapărat primele, dar de mai impact, a fost mișcarea străjerii, de care, cu siguranță, ați auzit. Până la un punct, a fost o mișcare de trezire spirituală în sânul bisericilor baptiste și creștinii după Evanghelie, dar care, ulterior, prin contactele cu mișcarea Christ Embassy, cu Crisele Achilume din Africa, a fost deviată spre altceva și s-a și cam stins de când s-au tulburat pe acolo apele. Avem mișcare Cetatea Sărbătorilor, de Celebration City, cu centrul în Portland și cu reflexii prin România, în diferite locuri. Din nefericire am avut un pic de reglat niște lucruri și în Sibiu, vreo câțiva ani buni în urmă și cu ajutorul lui Dumnezeu s-au clarificat problemele acelea. Din noștri care sunt acei cam știu despre ce este vorba. Da. Sau cel puțin o parte din ei. Uh, mișcarea Catch the Fire. Ți-au auzit de mișcarea aceasta. Da. Cu uh, Heidi Baker, care este profet nar și care este invitată să țină în România, a fost, uh, la Arad, în biserica Adoram, Râul Trezirii. Deci, ce, ce vreau să subliniez? Punți capete de pod între liderii internaționali acestei mișcări și România. Da? Deci nu e departe de noi problema. Uh, Cindy Jacobs uh, a apărut la alfa și Omega, Heidi Baker la alfa și Omega și încă mai apar uh, la Centrul Creștin din Timișoara. Acum invitate ca să țină conferința așa mai departe. Chris Volunton, care este păstor asistent al lui Bill Johnson. A fost la Cluj. Da? La centru creștin caleb. Deci, astea sunt foarte aproape de noi. Biserica râu vieții din București este deja uh, cunoscută pentru orientările neocarismatice. Uh, sunt tot felul de înregistrări publice care nu pot fi negate. De fapt, au și devenit un fel de declarație de misiune fără nicio problemă. Uh, sigur că noi vorbim cu respect față de orice confesiune creștină și față de aceste grupări, însă respectul pe care îl acordăm oricărei ființe umane ne constrânge în același timp să avem grijă de identitatea noastră și de sănătatea credinței noastre. Da? Și să nu se supere cineva dacă am vorbit așa direct, spunând lucrurile acestea, pentru că o facem într-un mod decent, cu respect, sănătos și în același timp cu precauții legate de propria noastră sănătate spirituală. Bine? Da. Apropo de asta, o mică paranteză, cu gruparea de Celebration City, înainte de a face expuneri publice, am avut o discuție. Da? Nu s-au respectat termenii discuției, a fost de și să ieșim în public. Da. Asta e. Nu? Da? Nu poți să zici da și după aia nu și să pretinzi ca celălalt să... Nu. Discuția a fost așa. Dacă vă vedeți de treabă, vă lăsăm în pace. Nu în treabă cu voi. Dar dacă încercați să diseminați ideile printre noi și să ne atrageți oamenii de partea voastră, atunci ca păstori de suflete sunt datori să iau poziție. Și o voi face până în fundul sacului. Da. Ne-am luat eu după aia. Da. Da. Asta este. Bun. Astea ar fi caracteristicile doctrinare. Mulțumesc că le-ați citit. Să intrăm în detalii. Da. Acum le luăm la rând. 10 ar fi. Cât timp mai avem la dispoziție? Te Andrei. Deci, la ora 12. Eu pot vorbi și după 12, dar voi plecați. <susă> da. Căutăm să ne încadrăm. O primă caracteristică a noi reforme apostolice se numește restaurarea slujbe de apostol și profet. Slujba de apostol și profet, în viziunea nar, o să zicem, așa mai prescurtat, e cu totul altceva decât este în viziunea noastră. După nar, apostolatul și prorocia, profetismul, sunt niște oficii formale, similare în chemare și în autoritate cu apostolatul primar, deci cu cei 12 apostoli, și cu prorocii din Vechiul Testament. Deci așa se pune problema. Apostolii sunt văzuți ca generalii armatei lui Dumnezeu, iar prorocii ca agenții serviciilor secrete. O să observați în terminologia neocarismatică mereu această idee, metaforă a războiului. În armare, război, conflict, luptă, armură, tot timpul. Ideea asta e recurentă și de aici și generalii armatei, servicii secrete, prorocii. Deci pe tot timpul sunt văzute mereu conflicte, lupte, lupte spirituale, lupte cu demoni și așa mai departe. În viziunea Nar, apostolii au autoritate peste biserică primită direct de la Dumnezeu. Ei au uh, capacitatea să aducă revelații noi de la Dumnezeu, adevăruri care completează, deci în viziunea lor scriptura nu este o carte închisă. În, în sensul că revelația este încheiată și că dacă adaugă cineva un curc sau scoate în viziunea lor, revelația se scrie mai departe. Da? Apostolii au, acum această nouă generație de apostoli, au autoritate să completeze ce nu s-a zis în secolul I. Țineți minte! Așa se pune problema. Da? Și au autoritate. Au autoritate să conducă biserica în războiul spiritual. De asemenea, ei colaborează cu prorocii în conducerea bisericii și, atenție, nesupunerea, asta se numește așa, așa numită cultură a onoarei, a onorării în uh, viziunea lor, nesupunerea față de apostol și față de prorocii Domnului este nesupunerea față de Dumnezeu. Deci, așa se uh, articulează zona asta. Privitor la proroci, ei, după nar, uh, primesc informații despre planurile dușmanului, ei pot să spună cuiva cu cine să se căsătorească, ce afaceri să facă, în ce ora să locuiască, și mai departe, ce slujbe să aibă. Ei pot să vestească planul lui Dumnezeu cu privire la o biserică locală, vindecări, știu eu, și câte alte detalii, pot anunța judecățile divine, seamănă foarte mult cu ce spunem noi. Da? Cu ce spune Scriptura. Seamănă foarte mult. Grijă însă la detalii. Bill Hammond este unul dintre prorocii din zona asta. Nu știu dacă vă aduceți aminte tulburarea aceasta cu alegerile în America și cu Trump. Ce mai proroceau, frate, că Trump o să fie președinte. Și la televizor și ce afirmații și fai de mine. Clară și sigur asocierea lor cu uh, Trump Uh, are o logică ce ține de uh, doctrina dominionului, despre care vorbim un pic mai târziu. Dar acum revenind aici, uh, sigur, nu ne-a plăcut cum au ieșit lucrurile acolo și nu suntem noi chemați să facem politică în America, dar vreau să spun ceva. Dacă a fost ceva bun în toată tulburarea aia, e că s-au făcut de minune. S-au făcut de toată minunea. Da, și ar trebui nici să nu se mai. Da. Interesant este că la ei se poate totul. Diavolul a fost mai tare de data asta și nu nimica, Ne reculegem și dăm drumul mai departe la următoarea tură. Extrem de creduli, mi se par. Extrem de creduli. Da. Câteva particularități legate de. Aici avem așa numitele rețele de apostoli, școala prorocilor și cultura onoarei. Ce e cu aceste rețele? Mișcarea este coordonată de așa numitele rețele de apostoli. Pe site-ul ICAL, spre exemplu. Deci astea sunt informații publice. Se găsește pe lista rețelei de apostoli, apostoli respectiv, 400. Dintre care 270 locuiesc în America. 120 în afara Americii. Site-ul precizează condiții în care se poate adera și ce taxa anuală trebuie plătită. Am, dacă sunteți doritori să faceți aplicație, vă spun prețul. 450 de dolari dacă sunteți cetățeni americani, dacă și soția e apostol se face o reducere pentru amândoi la 650. 350, dacă sunteți din spațiu american, cum se numește, băștinaș, nienie, piele roșii, pentru ei mai ieftin. scuzați-mi, poate n-ar fi trebuit să vorbesc așa, dar până la urmă, ce zice un critic serios al lor, pentru că asta numele este grei Hall Graf. Citez ce a zis el. Zice, mă întreb, de ce există o așa mare concentrare de apostoli în Statele Unite, la o populație de 327 de milioane, în comparație cu restul populației lumii de aproximativ 7,6 miliarde? Să însemne lucrul acesta că Dumnezeu se îngrijește de această țară mai mult decât de restul lumii? Sau oare e ceva în neregulă cu acest plan divin? Nu zis zi rău. Dacă dați de cartea lui uh, uh, Grey Hall Graf, o să vă placă, cam așa de groasă e, și uh, analizează în mod deosebit uh, mișcarea de la Bethel Reddy, California, Bill Johnson. Cu detalii, omul a fost acolo, blat acolo, știe ce vorbește, și nu e împotriva uh, înțelegerii uh, lucrării Duhului, așa cum este înțeleasă în bisericile pentecostale. Bun. Legat de școala prorocilor, uh, vedeți, noi credem în darul profeției. În viziunea NAR, prorocia nu este un dar spontan pe care îl dă Dumnezeu cu iubirea, ci este un dar pe care îl poți învăța. Poți să înveți să prorocești. Te deci la școală și înveți să prorocești. Da? Și asta se întâmplă acolo. Uh, special la uh, din California la școală. Cultura onoare, despre asta deja am spus, nu mai intrăm în detalii. O a doua particularitate ține de redefinirea identității Domnului Isus. Cum e înțeles Domnul Isus în viziunea acestei mișcări? Am băgat de seamă că în aceste mișcări neocarismatice, preocuparea pentru doctrină, pentru învățătură, este aproape spre zero. Nu prea interesează uh, să aprofundeze cresul, doctrina. Uh, accentul cade pe miracol, accentul cade pe muzică, pe semne, pe tot felul de trăiri senzaționale, nu pe învățătură. Sigur, se predică și acolo, dar, de, de exemplu, legat de teologie. Uh, eu, un teolog la ei, cu numele Harold Eberly. Omul acesta a scris o carte destul de substanțial așa despre de teologie sistematică. Am dat acolo câteva referințe. Ce spune omul acesta legat de Domnul Isus? După Eberle, în cer există o singură persoană care se numește Dumnezeu și care se arată în plan pământesc, pe tărâmul natural ca tată, fiu și Duhul Sfânt. Nu sunt trei persoane. Da? Uh, nu se face distinție între Domnul Isus și Tatăl. Da? Dumnezeu creator al Vechiului Testament, cunoscut ca Iagve în Vechiul Testament, nu e altul decât Domnul Isus, în stare dinainte de întrupare, zice Eberle. Uh, pentru el, Domnul Isus uh, e o... E, e tot una cu tatăl. Practic, asta este erizia Only Jesus. Și ce mă surprinde este că această carte este recomandată de Peter Wagner, care spune că acesta este primul care a scris o teologie sistematică pentru mișcarea NAR și îl laudă pentru acuratețe doctrinară. No, bine și tu. <laughs> no. Bill Johnson, care este mai cunoscut, susține. Iată ce spune el despre Domnul Isus. Fiți foarte atenți la niște detalii. S-ar putea să ziceți, două sunt așa de importante. Foarte importante sunt. Foarte importante. Johnson spune că Isus, prin întrupare, a renunțat la toată natura sa divină. El s-a golit de divinitatea sa, de toate atributele sale dumnezeiești. Pe pământ a fost un simplu om ca noi, Ceea ce a făcut Dumnezeu a făcut în baza ungerii pe care a primit-o de la Duhul Sfânt, nu în baza divinității sale. Însuși Domnul Isus a fost născut din nou, zice Bill Johnson. Dar ce părere aveți? Da? Astea sunt niște rizii masive, grosolane. Și din fericire, sau poate fericire, e bine să fim informați, cărțile lui Johnson le avem în limba română. Multe dintre ele. Poate cea mai populară dintre ele este când cerul invadează pământul. Da. Cineva a fluturat cartea și a zis, cartea asta e mai mare și decât Biblia. Fain. <laughs> da. Bun. Cu privire la identitatea creștină, în viziunea acestora, identitatea creștină este redefin redefinită. Uh, e vorba de o nouă generație a copilului Dumnezeu și aici în mod deosebit se remarcă o expresie ADN-ul spiritual rasa umană în viziunea aceasta nu mai trebuie să fie definită numai după culoarea pielii, particularități de natură fizică sau legate de grupuri etnice criterii natură etnografică sau concepte antropologice cum o făcut până la știința, ci mai nou Trebuie definit în funcție de cum te raportezi la credința creștină. În viziunea NAR, cel care este cu adevărat creștin are adn spiritual corect. În felul acesta, el este membru a rasei bisericii. se vorbește așa? Ma, dați să voie să subliniez că aceste idei nu sunt neapărat așa generalizate în toate cercurile. Dar interesant este că se intersectează conceptele. Ideea aceasta a geneticii spirituale vine de la Branham, care vorbește de posesiune demonică transgenerațională, de blestem generațional. Vă este cunoscută expresia? Blestem generațional. Tău e o problemă și acum când îți mărturisești păcatele, trebuie să ai grijă și de ale strămoșilor tăi, că acolo undeva un blestem care vine peste tine până azi găsesc și în România oameni care fac genul ăsta de consiliere și terapie și aici trebuie să fiți foarte, 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 foarte atenți. Da. Uh, Branham, de unde vine treaba asta cu ADN-ul spiritual? Uitați ce zice Branham. El a susținut că în Eden, Eva, mă iertați acum, zic cum o spus el, dar nu-s de acord cu ce Da. <laughs> Eva a avut relații intime cu șarpele. Relație din care s-a născut sămânța șarpelui, care este reprezentată de Cain. Cum a putut trece prostirea astea pe cap? Nu pot să-mi dau seama. Cain este fiul Evei și al șarpelui și rasa umană care se dezvoltă din Cain este de fapt pervertită, codul genetic fiind corupt. Descendenții lui Cain, citesc tot de la el, sunt în sămânța șarpelui și au dezvoltat un sistem, ei au dezvoltat sistemul educațional, artele de unul, nu știu Sămânța dumnezeiască este percepută, este perpetuată în umanitate prin set. Urmașii lui set sunt predestinați să fie credincioși. Și asta prin condiționări genetice, cum sunt între voi unii studenți la farmacie, la medicină. Pricepe ce e genetic. Astfel, dacă cineva are în el sămânța șarpelui, acela va fi condamnat, iar dacă are în el sămânță dumnezească, acela va avea parte de gloria cerească. Așa a ajuns să se spună despre sămânța dumnezească, ADN-ul apostolic, ca să fie apostolul să ai adn apostolic, ADN spiritual, ADN-ul Nazareului, se mai zice acolo. Peter Wagner folosește conceptul acesta de ADN spiritual explicând originea darurilor spirituale. Deci că există o, 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 orientare genetică să ai atribute personale în domeniul acestor înzestrări supranaturale. Nu, no, o dați seama cum bat câmpii. No? Și atunci când auziți că prorociește, că face vindecă, nu se să sărizi repede. Astea sunt efectele darurilor Duhului. O fi explicații de astea. Pe fond. Grijă mare. Uh. Ar fi o exemplificare, dar ne-a luat uh, prea mult timp. Uh, poate că ar merita să zicem două vorbe. Cum se vede la uh, The Celebration City, identitatea creștină. Să zice așa, această nouă rasă, rasa copilului Dumnezeu, este arătată la sfârșitul viacului. Fiii lui Dumnezeu sunt egali cu Isus Hristos într un tot. Așa spune această mișcare. Se susține că fiii lui Dumnezeu sunt nemuritori, fără păcat, desăvârșiți, părtași de plin la natura divină. Unitatea între Isus și acești fii al lui este atât de strânsă încât ei, fiii, pot să spună că sunt Isus. Spre exemplu, Michael Shattuck, în predica intitulată Bazele în fierii, declară, citez, pentru că tu ești El, Iisus trăiește în voi și voi prin viața voastră oferiți lui Hristos o viață pe care n-a trăit-o niciodată. O experiență pe care n-a avut-o niciodată. No, la o întâlnire ca asta, un prieten bun de-al meu s-a dus și acolo a regăsit pe cineva pe care nu mai văzuse de mult. Și se zice, pace frate, nu te-am mai văzut de mult, dar scuze mă nu mai știu cum te cheamă. Ce? Cum te cheamă? Răspunsul? I am Jesus. Ce? Stai, stai, nu cred că ai auzit ce am întrebat. Cum te numești? I am Jesus. Discuția se purta în Portland. Mai măi, stai, stai. Și întreb ce scrie în pașaportul tău. Cine ești? Nu mai știu. I am Jesus. Păi de trei ori. Ia așa atac unind, El spune noi suntem Isus. Iisus nu poate păcătui, noi trăim viața Lui și legătura este atât de strânsă încât vreați că Dumnezeu mi-e și rușine să vă spun ce a afirmat El public, care însemna asta în practică, dar prefer să nu mai zic aici, din decență. N-a da, avut n-a avut-o deloc în sfârșit. Hai să mergem mai departe o a patra caracteristică, este o nouă viziune asupra împărăției lui Dumnezeu în relație cu lumea prezentă. Și aici este exact ce spuneam. Marea problemă în aceste înțelegeri e că învățătura cu privire la venirea Domnului, la escatologie, este greșit înțeleasă. Ei susțin că împărăția lui Dumnezeu se așează pe pământ acum. Din rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, ei înțeleg să se așeze în lui Dumnezeu aici, pe pământ. Da. Și aici avem așa numită teologie a Dominionului. Ce susțin ei? Că biserica, citesc de la Peter Wagner, este. Uh, biserica este în război. Apostolii sunt desemnați să conducă biserica în război, deoarece este nevoie de un guvern pentru a răstuna al guvern. Isus a invadat pe satana, împărăția lui satana, a venit pe pământ și a spus că împărăția lui va fi așezată cu putere, da? societatea trebuie să fie transformată, legăturile trebuie să fie lupte, rupte, biserica trebuie să se așeze prezența pe pământ, împărăția să se manifeste prin biserică, cerul să invadeze pământul, zice Bill Johnson și citesc din el. Ne-am născut să stăpânim, să stăpânim creația, întunericul, să jefuim iadul, să instaurăm Domnia lui Isus prin predicarea Evangheliei Împărăție, pe tot locul unde calcă talpa piciorului nostru. Împărăție este domeniul regelui. Noi continuăm să domnim peste creație, dar domnia noastră se focalizează acum pe expunerea și nemicirea lucrărilor diavolului. Da. Asta. Deci trebuie să conducem lumea într-un cuvânt. Asta este ceea ce spun ei, că biserica e chemată să conducă lumea. E biblic? Nici poveste. Nici poveste. Se vorbește apoi despre accesul în cer și transformarea pământului. Legat de problema aceasta a dominionului, avem mandatul celor șapte munți. Se observă că sunt șapte domenii esențiale pentru viața societății. Da? Guvernarea, mass media, familia, businessul, educația, adică școala, biserica și artele. Biserica trebuie să pună mâna pastea. Să-ți conducă lumea. Așa se spune această teologie a dominionului. Accesul în cer, transformarea pământului, despre asta am spus. În viziunea lui Johnson sunt anumite portaluri pe care creștinii, prin care pot avea acces, puncte de acces în cer, care ne permit să vedem realitățile cerului. Se vorbește de o cuantică a cerului. Deci te doare mintea, mă încurcă este fizica cu viața duhovnicească și un pun problemele. Da. V-aș recomanda să citiți cărțile acestea doar așa spre știință, deși mă gândesc că, cu o mică precizare, ideile nocive, erziile nemicitoare, sunt împachetate în tot felul de mărturii despre miracole care s-au petrecut. Vindecări, semne, și atunci un cititor ne-a avizat care se lasă iute amăgit de această fumigenă în E grijă mare. Grijă mare. Bun. Apoi o altă caracteristică, apreciez atenția voastră, deși îmi dau seama că este un efort pe care trebuie să îl faceți și pe care l-ați făcut până acum cu succes. Sper să-l faceți și mai departe. Da. Natura, al cincea, cincea particularitate și cu acordul vostru în 10 minute o să finalizăm, continuăm după pauză, ține de nivelul strategic al războiului spiritual. Cum vă spuneam mai înainte, se vede război spiritual pe tot locul. Lumea este sub stăpânirea celui rău și prin uh, noi trebuie să fie liberată de aceasta. O să găsiți niște particularități interesante. Se numește cartografiere spirituală. O primă uh, chestiune. Deci când se ajunge într-o anumită zonă nouă, într-un spațiu geografic, un oraș sau ce știu unde, înainte să se înceapă misiunea, se face cercetare. O cartografiere spirituală. Obiectivul este să se descopere identitatea duhurilor demonice care stăpânesc respectivele zone. da? Și apoi biruim demonul acela și cu asta se rezolva problema zonei. Se cercetează istoria zonei, cultura respectivă, ce fel de regim politic a fost acolo, Așa pot să spun, de duh de comunism sau de nazism, ce religii au fost acolo, ce confesiuni, ce instituții religioase -au format, s-au format, în sfârșit. Deci, informații. Și pe baza acestora, apoi se. Uh, uh, în mod deosebit, era să păstrezi, să pierdem atenția acest detaliu, sunt făcute vizite în oraș și căutate în mod deosebit locuri și simboluri și cu, cu, cu conotații activităților oculte. Case de toleranță, culuburi de vrăjitorie, temple, păgâne, cazinouri, loje masonice, moschei islamice, toate astea configurează profilul spiritual al zonei. Cam așa se gândește în această mișcare. Spre ilustrare, un mic exemplu, tot Peter Wagner zice că rețeaua pentru război spiritual, deci era propria lui rețea pentru război spiritual, a descoperit că în fereastra 10-40, cei care sunteți cu misiune externă știți despre ce e vorba, spațiul acela unde e prins lumea orientală și spațiul musulman și partea de Africa, deci fereastra asta și Japonia se găsește tot în, în acest patrat, se găsește sub controlul unui demon pe care l-au numit ei Regina Cirului. În septembrie 1997, Rețeaua a înțeles că trebuie să deplaseze în munții Himalaya o echipă cu obiectivul de a exorciza acest demon, care și-a făcut casă în văzdu, colul cel mai înalt, pe Himalaya. Și acum o să mergem până acolo și arătăm noi. Operațiunea s-a numit Operation Ice Castle. A fost o echipă mai largă, enorm, că am povestit ce-au fost acolo, dar doi martori oculari care erau acolo cu alte treburi, dar au intrat în echipa aceasta, că așa au fost configurația. ei au făcut după aia un raport. Printre altele spun că au avut un un se numește un, un, un topor de gheață. Și pe gheață acolo scris numele Iisus, au găsit o crevasă și în crevasa aceea au zis că asta e poarta spre infern și acolo l au trimis pe demon. Și acum te aștepta după această ispravă toată lumea din fereastra asta să fie liberată de puterile demonice, să fie liberă pentru veci. Realitatea o știm. Da. Uh, mai sunt câteva detalii legate de rugăciuni în timpul mersului. O să vedeți idei, spre exemplu, au făcut din Statele Unite, din nord, din tundra aia canadiană și până în sudul Argentinei, în mers, rugăciune cu voluntari care s-au organizat așa pocăință și mărturisirea păcatelor generațiilor trecute, în America de exemplu s-au adunat în 2007 la Nashville, 70 de mii care au cerut iertare indienilor nativi, s-au mărturisit de păcate și că de aici ni se trage nouă răutățile pentru că am avut noi ce am avut cu indienii mai mult, da sigur, alea au fost păcate și Dumnezeu le știe, influența a fost foarte mare sub, sub uh, influența uh, unui proroc al lui Lou Eagle, se numește, uh, s-a mers până la Obama, care în 19 decembrie 2009 și-a cerut iertare. A semnat un document și-a cerut iertare și a socotit un foarte mare succes. Da. Dintr-o anumită perspectivă, este o reparație binevenită. Să asumi ce a făcut neamul tău este o reparație binevenită. Dar să consider asta ca uh, război spiritual și ca așa rezolvăm trezirea spirituală e o problemă mai amplă. Și, dacă îmi îngăduiți, asta ar fi ultima înainte de pauză. Accentul pe semne și pe miracole este așa numită armată a lui Ioel. Probabil că ați auzit uh, această expresie. Da. De lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt avem și noi cunoștință, dar spre deosebire de viziunea bisericilor pendicostale, această armată a lui Ioel este o armată de făcători de minuni, care ies de acum și merg pe stradă între oameni și fac miracole. Și o să vedeți și prin țară la noi, asemenea oameni care pe stradă abordează, se roagă, fac miracole. Nu. În mod deosebit, în părțile Bistriței, am înțeles că s-a întâmplat asta și în zona de nord a țării, partea Bucovina. Ceva tot de aici se revendică. O activitate destul de prezentă și în spațiu online. Bun. Cam atât pentru această dimineață. Cu ajutorul lui Dumnezeu, după pauză vom continua sublinind câteva chestiuni, de data aceasta mai simple. Dar nu lipsite de importanță. Ca apoi să avem practici, manifestări neobișnuite în închinarea publică. Și aici o să fie de vorbit. Bun. Mulțumesc!